Trenul personal 3503 sosește în stație la linia 3. Terebo senogatero menaga baraba santana bale rederebo sanitorago bana sendele bara te manangara ho Se nendere basin darabo senagotera mana scendere dorebo senagali baraba bana sendere regore santa ramana scendere balaba tomena getere bo sanidaramo nego bali baradebo rebatarabo senegere basanta. Să nu-i acorzi omului asistență pentru că ce să vezi, nu s-a nimerit să-ți îngroașe ție numărul de covizi. Și dacă pandemia a scăpat de sub control, biserica poate să oprească pandemia. Și rostim în numele lui Iisus oprire, 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 oprire. În numele lui Iisus Hristos tăiem în bucăți puterea morții. Tăiem în bucăți puterea morții. Tăiem în bucăți și stăm în spărtură. Nu se poate să moară atâția. Nu se poate să moară atâția pe tura noastră. Dumnezeu când te cheamă la pocăință te face și deștept, amin? Și rostim în numele lui Iisus oprire. Oprire, oprire. Nu vreau să continui ca să nu jignesc pe nimeni. Pentru biserică urmează sezoane noi de ridicare și ungere. Sezonul activării ungerii din neam. Duhul Sfânt este dinamul Universului. Și El ți-a dat puterea de a te ruga în spirit. Noi trebuie să activăm această ungere din neam. O rabasechiero barabasa carabasu. Ei, de biserica trebuie să roage cu putere. Cu ungerea din neam care o are în ea. O rabasechiero barabasa carabasu. E sezonul ungerei saltului cuantic. Prin acest sezon, pastorul își va termina casa, vom construi amfiteatru și școala. Vreau să vă explic ce înseamnă sezonul saltului cuantic. Unii poate să ocul la facultate. Woo! 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 Lăudați să fie Domnul! Hai la joc, la veselie, lumii, draga mea, tot mai des așa să fie, lumii, draga mea. Cei care sunt implicați în zonele de influență din instituții, un foc de la domnul Ivan Nimici. Planurile lor de vaccinare le reducem la zero în numele lui Iisus. Cei care încearcă să manipuleze cifrele în numele lui Iisus Hristos, le oprim activitatea și dăm la o parte tot ceea ce îi manipulează. Asta e pentru mafioși și pentru șmecherii toți. Toate instituțiile de statistică care induc cifre alarmante, coborâm cifrele acelea în numele lui Iisus. Umbrăm în zona softurilor, le resetăm în numele lui Iisus Hristos și le aducem la parametrii normale în numele lui Iisus să spună adevărul. Urmăriți-mă de vreme și prin satelit, cu toată tehnologia tot m-am fraierit. Oprim în numele lui Iisus Hristos, înainte de manifestare, acest val. Știrile internaționale vor mărturisi că ceva se întâmplă în România. Sfântare și nimeni nu poate să mă doboare. Să creadă biserica în oameni mai mult decât crede oricine în oameni. Să nu fie șeful tău la lucru, ori corporația ta, un om care crede mai mult în tine decât credem noi în tine. Trebuie să vii în locul ăsta și să dai de oameni care sunt disperați să găsească o comoară în sufletul tău și atâta să o verbalizezi, atâta să o scoate la suprafață, atâta să vorbească despre ea, atâta să te bată la cap că tu ești creat cu un scop, că nu ești o legumă, că tu nu faci doar umbră pământului, că tu nu ești aici pe pământul ăsta doar ca să fii mediocru, ci ești chemat pentru mai mult. Ăsta e rolul bisericii, să aducă la suprafață imaginea în care fiecare dintre noi am fost creat. Văd amenzi pe care le-ai luat, Duhul Dumnezeu le anulează. Are Dumnezeu o modalitate de a anula amenzi. Sunt amenzi pe care le-ai luat și vei primi anularea lor. În numele lui Iisus. Riboko Zabarabu Shantarakandes. Și astăzi stând cu Domnul, primit acest îndemn să arunc la gunoi calendarul pe anul 2021. Pentru că există lucruri care ne țin legați de trecut și cărora trebuie să le dăm drum. Și să înțelegem că Dumnezeu are lucruri noi pentru noi. Și în timp ce aruncam cele două calendare din casă, la gunoi am început să proclam: eu trăiesc în era post-COVID. Eu am depășit această eră cu valorile ei,
cu incidențele ei, cu tot felul de cifre. Și aș vrea în această seară pur și simplu să-i faci cu mâna Domnului, pentru că Domnul s-a pregătit pentru tine și ce este mai bun, albea urmează să vină. În timp ce voi vă rugați aici, Domnul mi-a vorbit și m-a întrebat, ce vezi? Și am răspuns, văd harta României. Și cum o vezi? Păi arată ca un pește, asta vrei să zic? Da. Iată ce spun eu, Domnul. România este asemeni peștelui ce a adus plata pentru taxele ucenicilor. Iată că eu, Domnul, chem pe nume România și fac din ea un izvor al belșugului și al bunăstării. Căci România va fi asemeni peștelui aceluia care va da pe din afară, dinăuntru ei, pentru mulți, ca să-i binecuvânteze. Iată că fac din România portofelul bunătății mele pentru multe țări. Portofele, portofele, voi sunteți visele mele. Amin. Uite unde m-ați băgat, oh, oh,